Fetița înțeleaptă Au fost odată doi frați, unul bogat și unul sărac. Într-o zi, o porniră spre oraș, primul călare pe un armăsar, iar celălalt pe o iapă. La căderea serii, se opriră la o căsuță sărăcăcioasă nelocuită și, după ce legară caii afară, se culcară și dormiră duși. Dar dimineață îi aștepta o surpriză. Caii nu mai erau doi, ci trei. Al treilea era un mânzager, pe care iapa îl adusese pe lume în timpul nopții. E al meu!" spuse imediat Dimitri, fratele bogat. E odras la armăsarului meu!" Ivan, fratele cel sărac, răspunse. Un armăsar nu poate făta. Mânzul e odras la iepei mele!" Începură să se certe și, în cele din urmă, deciseră să meargă în oraș la judecată. Nu știau însă că, în acea zi, împăratul luase hotărârea să facă el însuși dreptate. Cei doi frați fură duși înaintea lui și îi povestiră încurcătura lor. Lesne de înțeles, împăratul nu având o el cine era stăpânul mânzului și se pregăti să-i dea dreptate fratelui sărac. Dar acesta, poate din cauza emoției, căpătă brusc un tic neobișnuit. Îi tot făcea cu ochiul împăratului care, supărat, hotărât să-l pedepsească. Declară așadar că era un caz greu de judecat. Apoi, cum îi plăceau ghicitorile, spuse Va avea câștig de cauză acela care va dezlega aceste patru ghicitori. Care este cel mai iute lucru din lume? Care este cel mai gras? Care este cel mai moale? Care este cel mai prețios? Aveți o săptămână să-mi dați răspunsurile. Dimitri, fratele cel bogat, ceru ajutorul unei vecine căreia a imersese vestea că era foarte deșteaptă. Femeia îi dădu imediat rezolvarea. Lucrul cel mai iute este calul soțului meu. Lucrul cel mai gras este porcul pe care îl creștem. Lucrul cel mai moale este plăpumioara pe care am făcut-o eu cu fulgii gâștelor mele. Lucrul cel mai prețios din lume este nepoțelul meu, care s-a născut acum trei luni. Dimitri nu fu foarte convins că răspunsurile femeii erau cele corecte, dar, pe de altă parte, nu avea altele mai bune să ducă împăratului. Și Ivan se întoarse la cocioaba de acasă, unde trăia cu fica lui, care nu avea mai mult de șapte ani, dar era foarte înțeleaptă pentru vârsta ei. Bietul om se sfătui cu copila și aceasta, sigură pe ea, îi spuse Lucrul cel mai iute este vântul înghețat din nord. Cel mai gras este pământul de pe câmpurile noastre. Cel mai moale este mângâierea unui copil și cel mai de preț cinstea. În ziua înfățișării, împăratul râse când auzi dezlegările lui Dimitri, dar când veni rândul lui Ivan, chipul îi se întunecă. Răspunsurile acestuia îl puseră în încurcătură, mai ales ultimul, care pomenea despre cinste. Știa că nu fusese cinstit cu Ivan, luându-i dreptatea, de aceea întrebă înfuriat. Cine te-a învățat răspunsurile acestea? Ivan îi vorbi despre fica lui și împăratul dădu sentința pentru că fica ta este atât de deșteaptă, ți se vor încredința mânzul și zece monede de argint. Însă peste șapte zile te vei întoarce cu fica ta, care va trebui să vină nici goală, nici îmbrăcată, nici pe jos, nici pe cal, nici cu daruri, nici fără. Bietul Ivan se întoarse acasă amărât, dar când îi spuse fetei ce voia împăratul, aceasta nu se pierdu cu firea și zise, Mâine va trebui să prinzi un iepure și o potărniche, dar să fie vii și lasă totul în seama mea. În ziua înfățișării, fica lui Ivan veni îmbrăcată cu o plasă, călare pe un iepure și cu o potârniche în mână. Așadar, nici goală, nici îmbrăcată, nici pe jos, nici călare. Dar împăratul, încruntând din sprâncene, spuse... Spusesem nici cu daruri, nici fără. Fata îi întinse atunci potârnichea, regele dus o prindă, dar aceasta își luă zborul. Și cea de-a treia poruncă fusese împlinită. Împăratul, uimit de istețimea copilei, o întrebă. Este adevărat că tatăl tău este foarte sărac? Într-adevăr, spuse fetița. Trăim cu ce câștigă tata din recolta de pești din copaci. Ei, vezi? strigă împăratul triumfător, nu ești chiar așa de înțeleaptă, când s-au pomenit oare pești din copaci? Iute însă, fetița dădu răspunsul, și de când oare un armăsar dă naștere unui mânz? Conducătorul și întreaga sa curte izbucniră în râs, apoi împăratul proclamă, Numai în regatul meu se putea naște o fetiță atât de înțeleaptă.